Inițiativa primarului Lucian Micu de a transforma iarna într-un prilej de bucurie pentru copii a fost lăudată de către cetățenii municipiului Roman. Sâmbătă și duminică, respectiv 12 și 13 ianuarie, strada Traian a răsunat de chiotele copiilor care, însoțiți de părinți și bunici, au venit să inaugureze pârtia de săniuș amenajată de primărie prin închiderea unei străzi. Copiii au împânzit cu larma lor tot orașul, dar nici părinții nu s-au lăsat mai prejos, retrăind cu nespusă plăcere perioada copilăriei, când săniușul era singura distracție pe care și-o puteau permite gratuit. Ce aveți despre inițiativa primară? Foarte bun. Copiii nu prea unii. Au mai fost și în alți ani? Nu, nu, e prima dată. Cel puțin e prima dată când am auzit și eu. În altă parte mai sunt? Părtii din astea? Da. Nu știu. Mai este undeva pe la un podulez pe aici, dar am înțeles că e scurt. Este o inițiativă bună. Ceva frumos pentru noi romașcanii. Ne încântă, ne place. Cel puțin copiilor, cea mai mare bucurie. Mulțumim! Este o inițiativă bună. Se bucură copiii? Vedem! Existau alte locuri unde puteți să mergeți cu copiii? Ah, în Roman? Da, da. La patinoar, atât, dacă se făcea. Stăniuș, nu. Da, îmi place. Da, îmi place. Ce părere ai? Mai vrei să facă și în alți ani să organizezi? Da, mai vreau să mai facă. Da. Aveai unde să te dai cu Sania până acum? Nu, până acum nu. Și nu decât la munte. Ea? Îți place la Săniuș? Da, îmi place foarte mult. Aveai unde să te dai cu Sania? Da, mam. Aveai unde să te dai? Da, acum? Da. Unde te dai? Pe aici, pe la da și... Ce părere aveți, doamnă, despre... Da, e o invenție bună. Foarte bună, foarte bună, doar că părtia... Trebuia puțin nivelată, ceva mai... Nu prea salunic. În rest, o inițiativă foarte bună. Chiar ne bucurăm. Vă place la Săniuș? Da. Da, ne place. A mai fost vreo pârtie aici organizată până acum? Nu, e prima oară. Și voi unde vă dădeați cu Sania? Până acum am... ne dădeam pe... Știți unde vine... Pe lângă blocurile noastre sunt niște... Adică prin favorit. Da. Așa o pârtie lungă. Nu, nu aveam. Nu, doar că pământul, zăpada de aici este cam fără micioasă. Și nu prea alunecăm. Da, nu prea. Când mergeam noi alunecăm mult mai bine. Deși iarna este un anotimp capricios, copiii au reușit cu zâmbetele și veselia lor să-i molipsească și pe adulți. La o cană cu ceai fierbinte, părinții au depănat amintiri din timpurile de demult, crâmpeie de viață presărate cu nostalgia unor vremuri de mult apuse. Și pentru că iarna nu a intrat în sac, cu siguranță astfel de momente vor mai face și deliciul iernilor viitoare.